greșit, s-au tot vehiculat tot felul de variante, ba că sunt consultant, ba că nu sunt, ba că sunt membru, ba că nu sunt. Acum pot să confirm că de ieri sunt membru ALDE și tot de ieri sunt numit de către Biroul Național ALDE în funcția de președinte. Nu mai există doi copreședinți, există un președinte, executiv. Și urmează celelalte structuri cu vicepreședinți, prim vicepreședinți, vicepreședinți și membrii ai biroului. Sunt liberal, cum s-a spune, din tată în fiu. Nu puteam să fac decât o politică liberală, iar politica liberală consider că se face în ALDE, nu în PNL-ul, deși astăzi am trecut pentru ultima dată ca membru al PNL-ului, de acum încolo mă voi duce în calitate oficială, eventual nu se știe niciodată care vor fi situațiile, cum vor fi alianțele în politică, niciodată să nu spui niciodată că nu știi ce te așteaptă ziua de mâine. Cert este că sunt convins că voi avea o colaborare bună cu toate partidele politice, fiindcă am o experiență care îmi dă voie să cred la acest lucru. Am experiență, am vârsta, am tot ce-i trebuie unui lider de partid care să poată să-și conducă organizația spre cele mai înalte culmi. Aș vrea să vă amintesc că acum 20 de ani, când am intrat în PNL-ul, PNL-ul avea tot doi primari. Mă rog, acum are 1 și 5 viceprimari, dar avea tot un primar. Statistic. Sigur, ăla era primar la Deva și era cu totul și cu totul altceva. Dar am început-o de jos, așa voi face și acum, și sunt convins că într-o scurtă perioadă de timp, fiindcă am vârsta la care nu am timp să aștept 20 de ani de acum încolo ca ALDE-le să ajungă o forță politică în județul Hunedoara și nu numai, ca atare am început, cum s-a spune, de alaltă ieri muncă, am avut o serie de contacte, încerc să-mi cunosc organizația mai bine decât până acum. Am și fost la secretariat, la birou și am anunțat o întâlnire cu tot activul. Deci, vara aceasta ne vom prăji prin muncă, la soare ne vom prăji, așa ne vom bronza. Am spus-o și o repet, politica nu este o joacă, n-am de gând să mă joc cu ea și nici cu alți colegi de-ai mei care vor să se înhame la muncă sunt bineveniți, care din absolut tot eșichierul și nu numai politic și m-aș bucura să vină cât mai mulți oameni și tineri care n-au făcut politică. M-aș bucura să dau aici peste tineri care le-aș putea să le împărtășesc din experiența mea ca să fie într-un scurt timp lideri importanți ai partidului. Vis-a-vis de alegerile din toamnă, eu cel puțin mi-am propus și o să le spun marți când mă întâlnesc cu activul că ALDE obligatoriu, dacă situația parlamentarilor rămâne aceeași ca și până acum, adică 7 deputați și 3 senatori, ALDE să aibă 2 deputați și un senator. În ceea ce mă privește, fiindcă vreau, sunt convins că multă lume ce face Moloț, sunt un lider politic, nu o să mai lucrez niciodată în administrație. Nu o să candidez niciodată pentru o poziție de consilier, indiferent la municipiu sau la județ. Iar dacă nu candidez la județ pentru o poziție de consilier, categoric nu voi candida nici pentru o
funcție de președinte. Așa că, din acest punct de vedere, în ceea ce mă privește pe mine, persoana mea, cei care sunt acum sau care își doresc peste 4 ani de zile să fie liniștiți că nu vor avea în Moloț un adversar politic, dar vor avea în liderul formațiunii ALDE un adversar, așa cum am fost și până acum, incomod, și le spun tuturor că nu mă joc cu politica. ALDE, atât la alegerile din toamnă, cât și la alegerile de peste 4 ani, va fi un alt partid și un alt scor. Categoric, da. În ce privește Parlamentul României, vă gândiți să candidați? E prematur să discut astăzi, când nici nu s-a uscat bine cerneala de pe semnătura copreședinților la nivel național. Sigur, e o problemă care va trebui să o luăm în calcul, va trebui să de acum să vedem cu cine vom defila pentru posturile de care vă spuneam, dar ăla e minimul care sper să-l facem și, clar, nu voi exclude nici această discuție. Dar nu depinde doar de mine. Depinde de organizație, depinde de liderii de la București, ce au de gând și cum au de gând să facă. Mi-aduc aminte că în 2000, la alegerile din 2000, fiindcă eram o organizație destul de slabă, poate unul dintre cele mai slabe din, la nivel național, Biroul Național al PNL-ului ne-a impus candidat. Posibil să se întâmple același lucru, deși nu-mi doresc și mă voi opune cu toată forța mea, să zic, politică, poziția politică care o am, ca îmi doresc ca parlamentarii să fie de aici, din județul Hunedoara. Dar nu exclud nici varianta unei persoane din altă parte. Nu știu. Dar, repet, e prematur și, oricum, astea sunt discuțiile care se vor purta în următoarele perioade, fiindcă, așa cum vă precizam, nu îi las pe nimeni din activul de partid să aibă o vară liniștită. Ea va fi fierbinte din două puncte de vedere. O dată datorită temperaturilor mari care se anunță și datorită sudorii care va trebui să o aibă fiecare activist al partidului.